urmează rubrica Strada ta, etimologia numelor de străzi. Sunt Radu Micu, scrieți-ne dacă vreți să venim și pe alta. Astăzi, Arad. Elena Ghiba Birta face legătura între piața Spitalului și Bulevardul Revoluției, numai că de la intersecția cu Ștefan Augustin Doinaș devine strada Crișan. Elena Ghiba s-a născut la 1801 la Bichiș sau Becheș, în județul Mureș, și a murit la Pesta în 1864. Mama ei se născuse la Ineu. La 10 ani a rămas orfană de ambii părinți și s-a mutat la Pâncota. Elena Ghiba s-a căsătorit, devenind Ghiba Birta, dar la numai câțiva ani a devenit văduvă și a păstrat însă numele. În 1830 a început să lucreze servitoare la un oficiant cameral cu numele Emanuel Gogheru, loc de muncă unde a continuat timp de 33 de ani. La moartea stăpânului, Elena Ghiba Birta a moștenit averea, dispunând de circa 150.000 de florini austro-ungari. A rămas în istorie pe calea filantropiei, fiind o importantă protectoare a educației tinerimii românești din zona Aradului. Elena Ghiba Birta și-a scris testamentul cu un an înainte de moarte, testament prin care a făcut diferite donații. Una dintre ele a fost de 48.000 de florini pentru o fundație în numele ei, din care au fost acordate anual 12 burse de merit pentru studenții cu venituri mici. Numele ei va fi întotdeauna amintit ca o persoană care a ajutat studenții aflați în imposibilitatea de a plăti pentru studiile lor. În Arad, vis-a-vis de Colegiul Național Elena Ghiba Birta, care îi poartă numele și astăzi, se află bustul ei. Vă mulțumim mult pentru interes. Așteptăm sugestiile dumneavoastră la secretariat@radiotimisoara.ro.